Situația pandemiei de COVID-19 se înrăutățește și în mehedinți. Rata incidenței cumulative la mii de locuitori crește, iar județul nostru se apropie de scenariul galben. Totodată, astăzi Direcția de Sănătate Publică a înregistrat 40 de infectări cu SARS-CoV-2 în ultimele 24 de ore. 8934 de mehedințeni au fost confirmați cu COVID-19 de la începutul pandemiei și până în prezent. 40 de cazuri de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 au fost înregistrate în ultimele 24 de ore. În acest moment 129 de persoane sunt internate în secțiile COVID, iar 317 sunt testate pozitiv izolate la domiciliu asimptomatice. Odată cu numărul de cazuri crește și rata incidenței cumulative. Județul nostru se apropie de scenariul galben, rata de infectare fiind de 1,21 la 1000 de locuitori. 9 localități din Mehedinți au depășit deja 2 la 1000 de locuitori, dintre care Breznița Motru și Obârșa de Câmp au intrat în scenariul roșu. În zonele din scenariul galben ar putea fi introduse restricții după înaintarea propunerilor de către DSP și convocarea comitetelor locale. Printre restricțiile care ar putea fi impuse sunt cele legate de capacitatea care ar putea fi ocupată în cinema și săl de spectacole, cel mult 70% la competițiile sportive în sală, cel mult 50%, sau în cluburi și discoteci 70%, doar dacă toate persoanele sunt vaccinate. În localitățile din scenariul roșu certificatul verde devine obligatoriu pentru mai multe localități.